Salutare, dragi și drage! Eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Videoul de astăzi este un unboxing care m-a luat și pe mine prin surprindere. Nu mă așteptam să primesc încă un cadou parfum de la Moș Crăciun. Nu, am zis greșit. Încă un parfum cadou de la Moș Crăciun. Dar el a venit și sunt foarte fericită că l-am primit. Este un nou Kenzo. Astea sunt cele trei parfumuri de la Kenzo pe care eu le am. La acesta am făcut deja un unboxing și cred că voi face și un review. Dacă nu ați văzut review-ul, vă recomand să-l vedeți. Cred că o să apară pe undeva pe aici. Și astăzi să deschidem împreună acest minunat Kenzo Flower Eau de Lumière. Acesta este el. Bun, haideți. Eau de Lumière. Ar trebui să miroase lumină. Să vedem cum miroase lumina prin prisma parfumurilor de la Kenzo. Cât îl desfac eu, țin să vă spun chestiile organizatorice și anume nu uitați să vă abonați. Mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Dați like acestui video. Bun, acesta este Kenzo Eau de Lumière. Arată foarte bine sticla. Este exact la fel ca toate celelalte parfumuri din gama Kenzo Flower, dar cum Kenzo ne-a obișnuit, toate parfumurile pe care el le are miros diferit în funcție de anul lansării. Acesta a fost lansat în 2017. Hai să vedem. Vreți să-i fac un review? Scrieți-mi în comentarii. Ce credeți? Merită un review? Aștept comentariile voastre. Cam atât. Pa, pa!